Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune, Marius Tucă Show, la Smart TV, transmisă în direct pe Mediafax.ro. O ediție specială, invitatul meu de astăzi este doamna judecătoră Dana Gârbovan. Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit! Mulțumesc pentru invitația! Cu mare drag! Iată-ne din nou împreună, într-un dialog și nu întâmplător, pentru că asta vine după ce ați fost propusă ca independent, ministrul al justiției, și președintele Iohannis v-a refuzat acest lucru. Aveți în momentul ăsta un răspuns de ce v-a refuzat să deveniți ministrul al justiției? În afară de ce a comunicat domnul președinte cu comunicatul de presă public, nu a existat o altă motivare, deși acest lucru este obligatoriu în cazul remanierii, de a se da un act scris în care să fie explicate motivele pentru care propunerea pentru un anumit minister nu corespunde portofelului respectiv din punctul de vedere al președintelui. Așadar, nu este o măsură discreționară a președintelui, ci aceasta trebuie motivată. Într-adevăr, președintele poate să refuze pe motive de oportunitate, dar trebuie să o facă motivat. În esență, ce a făcut președintele Iohannis a fost o cumulare a două proceduri, pentru că a trimis propunerile spre validare în Parlament, însă în același timp le-a refuzat și pe oportunitate. Este o procedură nereglementată constituțional, ca să spun așa. Oricum, câtă vreme președintele și-a asumat și respingerea individuală a fiecărui membru, așteptam și eu să aflu care sunt motivele pentru care nu corespund acestui portofoliu, așa cum am spus atunci public, urmând să și răspund public fiecăruia dintre ele. Deocamdată nu este cazul și nici nu cred că va fi și rămâne atunci doar opinia domniei sale, exprimată într-un mod foarte tranșant, și anume aceea că valorile constituționale, democratice, pe care eu le împărtășesc, ar fi contrare celor împărtășite de președinte și de o parte a cetățenilor României. Spune că e un atac destul de dur la adresa unui judecător, până la urmă, pentru că dumneavoastră aveți calitatea de judecător înainte de orice. Categoric și... Doi, și mai aveți, iertați-mă, și calitatea, ea spune chiar o calitate, că de președinte a unei asociații profesionale. Absolut tot ce am făcut în cei 19 ani de carieră, inclusiv luările de poziții din ultimii ani și proiectul pe care l-am propus ca posibil viitor ministru al justiției, mi le asum și mi le-am asumat ca judecător care a jurat în momentul în care a intrat în profesie să apere drepturile și libertățile cetățenilor acestei țări, Constituția României și legile țării. Iar valorile în care eu cred și pe care le-am apărat de-a lungul acestor 19 ani sunt valorile înscrise în Constituția României, unde se vorbește despre demnitate umană ca valoare supremă a poporului român, despre dreptate, despre drepturi și libertăți fundamentale ale cetățenilor României. Iar la aceste valori m-am raportat de fiecare dată. Aceste valori sunt valorile pe care eu le respect și pe care sunt chemate să le garantez și ca și judecător. Președintele a făcut vorbire în începutul motivării, așa numite motivări, la referendumul din 28 mai. Și s-a bazat pe acest referendum pentru a ajunge la concluzia că valorile pe care le împărtășim sunt fundamental diferite. Motiv pentru care nu va tolera ca o persoană care nu împărtășește aceste valori să se ocupe fotoliul de ministru al justiției. În realitate, ce s-a întâmplat la referendumul din 28 mai? Oamenii au votat o justiție independentă. Au mers la vot ascultând îndemnul și al președintelui și al celorlalte partide de a vota pentru justiție și de a vota pentru continuarea luptei împotriva corupției. Acesta a fost semnalul pe care și votul pe care cetățenii l-au dat. Însă, dincolo de simbol, există o formă și există consecințe juridice.
Iar la momentul respectiv am atras atenția asupra acestui lucru, pentru că cele două întrebări, care de fapt erau mai multe, erau 4-6 chiar, nu corespundeau exact valorilor pe care președintele susține că le apără. Prima întrebare făcea referire la amnistia și grațierea, care ar fi trebuit să fie interzisă absolut persoanelor condamnate pentru corupție. Într-un interviu am explicat atunci că nu poți să excluzi în mod absolut o persoană de la dreptul de a fi iertată, de la clemența statală. Pentru că am și dat exemple. Ai putea avea în închisoare, de exemplu, o persoană condamnată pentru corupție, dar care într-un moment știu de cataclism, de incendiu, dovedește o foarte mare jertfă de sine, ajută foarte mulți alți oameni, ori este într-o circumstanță umanitară deosebită, unde chiar merită, în ciuda infracțiunii făcute, așa cum ar merita orice altă persoană în locul lui, clemența statului, când vorbim mai ales de grațierea individuală. Ori să negi... Ce ați vorbit de principiu, până la urmă, că n-ați vorbit de persoane, deci n-ați vorbit despre politicieni care ar trebui eliberați, care au fost condamnați evident pentru că, corupție. Evident că despre noi... Nu, dar trebuie să spunem lucrurile exact, foarte clar. Mai trebuie să înțelegem un lucru. Totdeauna în spatele principiilor sunt oameni. Oameni cu libertatea lor, oameni cu demnitatea lor și oameni cu drepturile lor fundamentale. Dacă noi în numele principiilor călcăm în picioare acești oameni cu demnitatea lor, înseamnă că nu am înțeles nimic nici din democrație, nici din valorile. Și le-am transformat pe toate în niște carcase goale, niște slogane care adună voturi, ca să spunem lucrurilor pe nume. Ori, a fost datoria mea ca judecător și ca cetățean, văzând aceste lucruri și înțelegându-le din perspectivă tehnică, mult mai bine ca un om care nu are cunoștințe juridice, să le explic și să spun de ce este periculos să folosești populismul pentru a pune un blam asupra unei categorii de cetățeni, indiferent despre cine este vorba. V-a costat asta. Curtea Constituțională, nu mai puțin să termin. Sigur, Curtea Constituțională a venit și a spus... Rezultatul acest referendum, practic, la prima întrebare, nu va putea fi niciodată pus în lege, pentru că încalcă limitele revizuirii Constituției din perspectiva încălcării demnității umane, adică a valorii esențiale a fiecărui individ. Este exact ce face diferența dintre o democrație și un stat totalitar. Gândiți-vă doar ce au însemnat comunismul și fascismul pentru om. O negare, în primul rând, a demnității fiecărui om. O negare până la eliminarea sa ca individ. Ori, din acest motiv, nu avem voie să închidem ochii la nimic ce poate duce în România de azi la lezarea acestei valori. Fără demnitate umană și fără libertate nu avem nimic, nu avem decât iluzii. Iar Curtea Constituțională asta a venit și a spus. Nu puteți să revizuiți Constituția, pentru că o astfel de prevedere constituțională ar încărca valoarea supremă trecută ca atare în Constituție a poporului român, respectiv a demnității umane. Decizia președintului a fost înainte de a veni și a spune că nu veți fi ministru al justiției, ați avut parte de foarte multe atacuri din partea politicienilor. Politicieni care sunt în momentul ăsta în opoziție, în primul rând. Cum ați văzut aceste atacuri ale politicienilor? Da. În primul rând, dezamăgitoare din punct de vedere al nici măcar al coerenței lor. Am fost, de exemplu, atacată pentru că acolo a fost o minciună, pur și simplu, foarte ușor de urmărit. Demontat, cu faptul că aș fi susținut Ordonanța 13. Eu nu am nicio problemă. Da, asta a făcut Areș Bogdan. Dar nu doar Areș Bogdan, pentru și că foarte pe urmă s-a rostogolit, da. A fost preluată de... Știu, și eu am rămas mirat că dumneavoastră ați fost acuzată de faptul că ați... Și știam foarte bine că nu e adevărat. Da, ce vreau să spun este că este un lucru foarte simplu de verificat. Adică dacă mergi și promovezi o anumită afirmație care are, nu este vorba de o judecată de valoare. Da, o căutare pe Google. Da? Printr-un singur Google, Dana toate Gârbovan, pozițiile. Ordonanța 13. Găseai, ori intrai pe site-ul al asociației noastre, în perioada respectivă, erau două comunicate și anterior și după ce a fost adoptată Ordonanța 13, din care rezulta foarte clar poziția asociației vis-a-vis de această ordonanță. Repet, era o chestie minimă de verificare. Ori dacă în spațiu public ne permitem astfel de fake news-uri ce cu ușurință pot fi demontate, încrederea în general în tot ceea ce înseamnă viață publică în România scade dramatic și
nu știu cât ne mai putem permite să scădem din punctul ăsta de vedere. Altfel, eu nu am nicio problemă ca diverse persoane să aibă diverse opinii în ceea ce mă privește. Dar când vorbim de acțiuni și de fapte, acestea sunt probate. Exact. Și nu am pretenția, vorba de lucruri foarte clare. Decât de a se spune adevărul despre ele. Ce a spus despre Ordonanța 13, ca să lămurim acum foarte clar lucrurile acestea? Când au apărut pe presă și în spațiu public zvonuri care urma să fie emis o astfel de ordonanță, am cerut categoric guvernului Grindeanu de la data respectivă să nu adopte nicio ordonanță de urgență în privința justiției sau a codurilor penale, să ceară avizul Consiliului Superior al Magistraturii și să le pună în dezbatere publică în mod transparent ca proiect de lege. În data de 31, cred că decembrie, a fost emisă ordonanța de urgență 13. Imediat a doua zi dimineață, asociația a ieșit cerând guvernului să abroge toate dispozițiile care nu au intrat încă în vigoare și să le trimită în Parlament sub formă unui proiect de lege pentru a putea fi supuse dezbaterii publicii, și am condamnat ferm la data respectivă emiterea unui astfel de act normativ de o asemenea importanță pe calea ordonanței de urgență. Și este o poziție care n-a fost nouă pentru noi. Că am spus de fiecare dată, nu este admisibil să veniți cu ordonanțe de urgență. N-a făcut-o doar acest guvern, a făcut-o și guvernul doamna Prunăla și guvernul Ciolos la data respectivă. Pentru judecător, dar nu numai pentru judecător, pentru toți cei implicați în actul de justiție, inclusiv pentru cetățeni și primul rând pentru ei. Îți vină peste noapte ordonanțe de urgență care îți modifică codurile de procedură, drepturile procesuale pe care ai și dă așa o stare de nesiguranță care este incompatibilă dacă tot vorbim cu statul de drept. Să știți că vă urmăresc de foarte multă vreme și încerc să găsesc o fisură în logica dumneavoastră, în coerența dumneavoastră, și nu am reușit până acum. Sincer, mi-ar fi plăcut, măcar din punct de vedere gazetăresc, în discuția noastră, să găsesc acea fisură. Și îmi dau seama că aveți un discurs logic, pentru că într-adevăr aveți câteva principii de care nu abdicați și pe care le urmăriți în tot ceea ce faceți. Și le-ați anunțat foarte clar la începutul emisiunii. De ce credeți că a refuzat președintele Klaus Werner Iohannis numirea dumneavoastră? Repet, acest lucru ar fi trebuit să-l spună chiar președintele. Nu l-a spus. Să fiu pus eu în situația să mă gândesc oare ce ar crede președintele despre mine de nu am reușit să-l convinc că sunt o persoană potrivită. Nici n-am încercat acest lucru neapărat. Eu mi-am expus public un program pe care mi s-a părut 12 firesc, puncte. În 12 puncte. Despre care președintele n-a spus nimic, n-a făcut nicio referire la programul dumneavoastră. Nici el, nici în general nu a apărut în discuția publică. Adică o discuție aplicată. Trebuie să fiți decapitată foarte repede ca să nu se mai ajungă, în schimb, și să se creeze platforma asta de a fi refuzată. Vă rog. În timp, într-adevăr am avut poziții care nu au fost neapărat, cum să spun, ușor de digerat de către președinte, mai ales în calitatea domniei sale de președinte al CSAT-ului. Mi-aduc aminte că, cred că în 2016, mai țin minte exact, ceream cu insistență CSAT-ului și președintelui să publice toate hotărârile care au privit justiția și, de asemenea, care este procedura prin care CSAT-ul a verificat judecătorii din această țară și procurorii și a ajuns la concluzia că nu există printre ei acoperiți sau colaboratori sau informatori. Iar una din replicile de atunci a domnului președinte a fost că probabil liderii asociațiilor sunt în campanie electorală, urmau alegerile pentru CSM. Pentru noi sunt lucruri foarte importante, tocmai pentru că vizează în esență, dincolo de slogane și de principii, independența justiției. Și în continuare vom continua. Vom încerca să și finalizăm toate acțiunile demarate. Despre asta. Vom ajunge la câteva dintre ele. V-ați gândit vreo clipă să candidați la o funcție în stat după acest refuz? Se mai întâmplă uneori să... Am văzut că au apărut în presă astfel de... Ca să lămurim foarte clar. Da, au pornit. La mine e o întrebare, nu e o presupunere. Sincer să fiu.
Domnul Traian Băsescu, cred că cu o seară înainte de anunțul președintelui, a făcut această speculație. Nu am avut niciun fel de discuții, nici astfel de intenții de a intra în politică. Propunerea făcută de doamna premier și discuția pe care am purtat-o cu aceasta a vizat exclusiv portofoliul justiției. Mi s-a părut absolut normal să am această discuție pentru a explica premierului ce urmăresc. Și a spus și anumite condiții foarte clare. Aceea de a avea sprijinul guvernului și de a avea independență deplină în exercitarea mandatului și mai ales ca justiția și propunerea ce mă privește să nu devină obiect al bătăliei electorale și al bătăliei politice în general. Este esențial în continuare să înțeleagă toți factorii politici, că deși este tentant și este poate facil să folosești subiectul justiție în toate bătăliile, pentru că asta s-a întâmplat în România, cel puțin în ultimii 10 ani, este în același timp foarte grav pentru justiție, pentru că nu aduce niciun fel de soluții. Nu se discută constructiv pe justiție, dacă tot vrem să-l folosim. Se discută, așa cum am spus, în sloganuri și în termeni foarte contundenți, iar problemele reale ale justiției rămân în continuare împinse, acolo neatinse, nerezolvate și așa mai departe. Acutizându-se de la an la an. Dumneavoastră ați mai primit odată propunerea pe vremea guvernului Grindeanu, nu? De a fi ministru al justiției. De fapt, cred că ați primit-o de mai multe ori. De ce ați acceptat-o acum? Mi se pare momentul cel mai greu și din punct de vedere politic și din punct de vedere al justiției, cam din toate punctele de vedere. Aceea. Da. De asta? Da. Bun răspuns. Nu, aceasta este realitatea, pentru că erau foarte multe motive pentru care să nu accepți în acest moment portofoliul justiției. Și am discutat cu familia, cu prietenii apropiați despre propunerea aceasta, m-am gândit foarte mult la ea, iar este un an electoral, 3 alegeri pe parcursul mandatului, un rest de mandat, o perioadă politică foarte complicată, îți va fi afectată, mi s-a spus, credibilitatea și așa mai departe. Dar tocmai pentru că este un moment atât de greu, este și o responsabilitate extrem de mare și să refuzi să faci ceea ce știi că trebuie făcut când ți se spune, uite, vino tu și rezolvă o parte din problemele pentru care te tot bași și cer să fie rezolvată și să refuzi spunând că păi e greu acum, știți, e campanie, sunt alegeri, e o perioadă limitată de timp, trebuie să renunț la cariera mea de magistrat și așa mai departe. Și atunci mă decredibilizam cumva față de mine însă, pentru că mă opream exact în momentul în care puteam să puneți în practică lucrurile despre care vorbiți de atâta timp. Da. Și asta este motivul pentru care, având și discuția cu premierul și fiind asigurată de susținerea domniei sale și a guvernului pe obiectivele pe care mi le-am fixat, obiective tehnice de altfel, care pot fi duse fără mari probleme la îndeplinire câte vreme există voință de a le face, am acceptat. Care sunt cele 12 obiective pe care vi le propusez la conducerea Ministerului Justiției? O să fac o referire mai succintă la ele. Au fost 12 obiective, măcar acum să le știm. Pentru că nu am vrut să fac o listă exhaustivă, una pe cele mai importante. Și se vorbește tot timpul în România despre supraîncărcarea instanțelor, fără să știm în mod exact ce înseamnă acest lucru. Am făcut o prezentare a cifrelor și primul punct pe care l-am propus a fost acela al degrevării instanțelor. Pentru că odată ce reușesc să degrevezi judecătorii de dosare care n-ar trebui să se afle pe rolul instanțelor, eficientizezi imediat actul de justiție, iar cetățeanul este primul care va simți lucrul acesta. Iar pentru asta nu este necesar să inventăm noi apa caldă, ori soluții foarte sofisticate. Noi le-am propus deja de-a lungul timpului ministrilor care s-au succedat la conducerea, dar care aveau alte priorități. Fiecare ministru vine cu agenda lui. Ei, ca judecători, am înțeles și știu exact de ce este importantă această degrevare a instanțelor. Este un număr enorm de litigii a statului cu cetățenii săi. Nu mă refer la cele penale. În civil, în administrativ, pe litigii de asigurări sociale, pe litigii dintre funcționari și stat. Cetățean stat. Cetățean stat. Și asta arată
dincolo de faptul că grevează munca judecătorului și influențează actul de justiție, un clivaj foarte mare între stat și cetățeni. Un stat care se judecă într-o asemenea măsură cu cetățenii săi are o mare problemă. Nu respectă drepturile cetățenilor săi pe de-o parte, iar cetățenii nu au încredere în stat că atunci când le resping o cerere o fac în bună măsură. Nu o să intre acum în detalii tehnice, dar sunt mijloace de degrevare a instanțelor. Ar trebui educată și administrația să respecte jurisprudența instanțelor, trebuie reglementată mai coerent taxele de timbru, ajutor judiciar și așa mai departe. Dar este important ca un ministru al justiției chiar să înțeleagă importanța acestui punct. Pe urmă am vorbit despre și am fost întrebată tot timpul ce vei face cu lupta împotriva corupției, pentru că a fost tema justiției care a acaparat toată justiția și am arătat în punctele prezentate că este într-adevăr important pentru orice stat să lupte împotriva corupției. Este însă important să o facă strict în limita legii, prin respectarea drepturilor procesuale, într-un mod eficient, prin rechizitorii care să fie în final confirmate de către instanță, pentru că asta este la final, când tragi linia, vezi care a fost eficiența. Și pe de altă parte este important ca aceste măsuri punitive să fie dublate și de măsuri preventive pe creșterea transparenței, în primul rând, și scăderea birocrației pentru a avea într-adevăr o luptă împotriva corupției eficientă. Și mai este un lucru important aici. În România sunt așa numiți experți anticorupție, expertul anticorupție a zis așa, dar nu există niciun studiu și credeți-mă că am căutat, care să facă o analiză a eficienței luptei împotriva corupției din ultimii 10 ani. Anual DNA-ul, la fel ca și celelalte parchete, își publică un bilanț de activitate, dar nu ai o analiză care să pornească și să treacă prin toate aceste bilanțuri pentru a vedea care este global, eficiența. Da, și mult mai în substanță, nu doar care este eficiența, dar care sunt vulnerabilitățile, să le poți corecta pe viitor și să crești într-adevăr eficiența luptei împotriva corupției. Cine avea interesul să facă un astfel de studiu? Nimeni. Doar nu avea instituția care face asta să arate iar cât de... Ar avea în primul rând cetățenii statului, că ei sunt beneficiarii și societatea civilă, presa. Doamna Gârbovan, cetățenii statului sunt ultimii pe lista oricărui guvern, parlament. Este un institut de criminologie în România, al cărui rol ăla ar trebui să fie de politici penale, să creioneze politici penale. Ori politicile penale în orice domeniu, că vorbim de crimă organizată, de trafic de persoane, de corupție, de infracțiuni cu minori, un studiu absolut necesar. Nu le poți face fără să ai analiza și informațiile de bază. Un studiu absolut necesar care să arate care a fost eficiența și mai ales care sunt hibele sistemului pentru a fi corectate. Sunt foarte multe date care pot și trebuie să fie analizate și acest lucru ar fi sub cupola ministrului justiției și îl propusesem printre altele. Și propus mai departe. Și ajung acum la criminalitatea organizată, nu le au în ordinea, care l-a prezentat și... Nu are importanță. La fel, există în România o strategie pentru combaterea traficului de persoane umane. Din nou și aceasta a fost făcută, noi suntem foarte buni, vă spun, la strategii, la rapoarte, la hârtii, mai puțin la implementarea lor. Strategia asta, în primul rând, a fost făcută fără participare ONG-urilor sau cu o participare limitată. Noi și când spun noi, mă refer la UNJR, am lucrat de mult Uniunea timp, Națională Uniunea Națională a Judecătorilor din România, n-am descoperit acum traficul de persoane umane. Am mai avut conferințe și m-am ținut legătura cu ONG-uri care lucrează la firul ierbii. Adică chiar lucrează cu traficul, cu victimele traficului și ne-au spus ce probleme au și este important ca aceste ONG-uri care se zbat să începând cu standardele, cu protecția pe care trebuie să o ofere victimelor, mai ales când acestea sunt minore și sunt victime de la... Avem 11. Cazul de la Caracal care e o... Dar este vârful icebergului. E adevărat. Și ar fi important, dacă tot a ieșit vârful icebergului, atunci să-l eu cred că într-o bună măsură alegerile prezidențiale de anul acesta vor fi influențate de ceea ce s-a întâmplat la Caracal. Cred foarte tare în asta. Eu mi-aș dori foarte mult ca acest caz să devină o hârtie de turnesol până la urmă pe tot ceea ce înseamnă problema traficului.
Pentru că victimele acestea sunt până la urmă copii. Copiii care trebuie să fie protejați de către stat. Și ajung din nou. Sunt astfel de ONG-uri. Sunt persoane care și-au dedicat viața luptei împotriva traficului de persoane umane și ele știu dincolo de strategii ce se întâmplă cu adevărat în viața reală. Care este legătura cu corupția. Care sunt măsurile luate la nivel legislativ, la nivel administrativ. Și mai ales dacă beneficiază sau nu de protecția sau de indolență sau de nepăsarea autorităților. E adevărat. Până o să vă las să vă continuați punctele dumneavoastră din programul pe care vi l-ați propus atunci când veți ajunge ministrul justiției, pentru că eu cred că dumneavoastră, într-o bună zi, veți fi ministrul justiției. Dar până atunci ați vorbit despre hârtie de turnesol. Numirea dumneavoastră a fost o adevărată hârtie de turnesol în societatea românească. Am văzut și noi cum stăm, care sunt politicienii care v-au atacat, cel mai multe atacuri aveau la bază niște lucruri care erau neadevărate, erau fake news, așa cum spunea și mai devreme, vorbim numai despre exemplu cu Ordonanța 13, și am văzut ce se întâmplă cu pozițiile judecătorilor, procurorilor și așa mai departe. Ați fost surprinsă? Vă așteptați la astfel de reacții? Da, aș minți să spun că nu. Adică vin exact din partea care a contestat acțiunile și pozițiile publice ale asociației. Sigur, acum am făcut-o la un nivel mult mai vehement și personal. Foarte agresiv. Dar, din nou, nu am văzut critici punctuale referitoare la acțiuni. Cred că asta lipsește României. Întâi decapitezi omul, nu ajungi nici măcar o secundă să vezi ce propune acel om la ministerul la care ar fi ministru. Vă rog. Da, că ajung acum. Una din cele mai acerbe critici și am văzut-o repetată este aceea că aș avea o poziție anti-europeană. Este complet falsă așa ceva. Faptul că eu am criticat rapoartele Comisiei Europene sau ale rapoartele Greco este explicabil foarte simplu prin prisma faptului că acestea conțineau informații eronate. Iar rolul și al MCV-ului și al Greco este acela de a ajuta statele, de a le da un punct de vedere obiectiv cu privire la problemele pe care le au și a le sugera soluții. Informații eronate care au plecat-o din România. Care au plecat din România și care erau baza acestor rapoarte și acestor recomandări, pentru că suntem într-un cerc vicios. Și de aceea spun și vă spun inclusiv la nivel, este oarecum similară problema cu cea dintre două persoane. Un prieten adevărat este cel care îți spune când greșești și are onestitatea de a discuta deschis cu tine. La fel este și în cazul României. Faptul că noi venim și spunem, da, sunt foarte bune toate recomandările, le implementăm, imediat nu ajută nici România, nu ajută nici Comisia Europeană dacă acestea sunt greșite și se fundamentează pe informații sau stări de fapt eronate. Ori noi, când am criticat aceste rapoarte, n-am făcut-o spunând că, vai, Comisia Europeană nu știe ce spune, ci am arătat punctual. Acest lucru este greșit pentru că argumentat pe dispoziții legale sau pe fapte. Și atunci aștept și din partea celorlalți, când critică, să vină să spună nu, este corect ceea ce spune Comisia, pentru că argumentul ăla e greșit și așa mai departe. Asta înseamnă să ai un dialog constructiv care să ajute în final justiția și să ajute pe toată lumea, să te ajute să ieși la adevăr. Ori, mai mult, eu sunt formată ca judecător și, în general, toți colegii din asociație sunt judecători, noi nu suntem doar judecători în asociație. E ca și când ai da o hotărâre într-un dosar doar pentru că partea care îți pretinde ceva are credibilitate. Mm-hmm. Și atunci noi și nu mai asculți pe cealaltă, spui da, așa este, pentru că așa zice X. Sau altfel spus, partea care are dreptate în dosar nu are credibilitate și atunci nu mai asculți, că există și posibilitatea asta. Exact, riscul ăsta. Încă o dată, prin informație verifici argumentele, verifici faptele și apoi ajungi la concluzie. Și acest lucru se întâmplă indiferent despre cine este vorba. Doamna judecător, dar ați participat la discuții cu membrii Comisiei de la Veneția, cu ceilalți de la El Greco? Cum au loc? Ce se întâmplă la aceste discuții? În primul rând, sunt cel puțin la întâlnirile la care participam eu. Erau invitați asociații care prezentau puncte de vedere diferite.
Sunt foarte multe chestiuni de nuanță, destul de greu de perceput. Adică în momentul în care dumneavoastră veneați cu o poziție care, prin absurd sau nu numai, corespundea cu a guvernului, automat nu mai erați ascultați, pentru că guvernul în general nu are credibilitate și... Da, este mult mai greu să susții o poziție care concordă cu cea a guvernului decât una care este contrară ei. Acolo prin, e mai simplu, prin mai ales categoric. În astfel de organizații. Da, și mai ales când vorbim de legi atât de complexe precum erau legile justiției, în care vorbim de 3 legi cu sute de amendamente care trebuie coroborate, trebuie să înțelegi trecutul și problemele care au existat ca să înțelegi rațiunea amendamentelor din prezent și a modificărilor legislative din prezent. Iar vă dau exemplu secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, despre care Greco a spus că este o anomalie. Pentru mine a fost absolut surprinzător, din două perspective. În primul rând, pentru că există deja... Secția condusă de doamna Dina Florea. Nu este încă condusă de doamna Dina Florea, pentru că plenul CSM-ului nu s-a putut întruni să Corect. O numească. Acolo e o altă chestiune. Este o altă chestiune. Dar, strict teoretic, există deja un aviz al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni vizând combaterea corupției în rândul judecătorilor, iar acest aviz dat este dat pe baza recomandărilor Greco. Da? Uh-huh. În acest aviz se spune foarte clar că în anumite state, unde datorită tradiției, problemelor și așa mai departe, există chestiuni specifice, este recomandată înființarea unor secții speciale de anchetă a judecătorilor. Deci ceea ce Greco spune că este anomalie este recomandat într-un aviz scris de Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni pe baza Greco. Deci din start ai o incongruență între cele două poziții. Apoi, e un paradox până la urmă, e o chestie incredibilă. Pe care trebuie ridicată de autoritățile românești pentru a fi explicat. Asta se vă rog să vă dialog. Țineți ideea. Eu cred că România este țara nimănui din... Nu numai din perspectiva asta, din orice perspectivă, pentru că știu și eu multe domenii în care România este singura țară din Uniunea Europeană, membra cu drepturi depline a Uniunii Europene, care îi se aplică anumite reguli care nu se aplică niciunei alte țări din Uniunea Europeană. Cred că ori suntem o oaia neagră atunci când vine vorba de astfel de rapoarte și suntem automat taxați, sau suntem țara nimănui când vine vorba și despre alte domenii. Eu sunt convins de asta pentru că văd. Eu aș avea curiozitatea, înainte de a blama instituțiile europene, de a vedea care a fost poziția autorităților române vis-a-vis de aceste rapoarte. Și prin asociație am și cerut Ministerului Justiției să ne comunice toate punctele de vedere trimise și Greco și Comisiei Europene, că s-ar putea ca problema să fie din partea României. Nu este capabilă să explice sau să prezinte argumente suficient de credibile. Deci noi nu știm încă, în momentul ăsta, care sunt argumentele sau pozițiile României legate de aceste Pentru rapoarte. Există... Vorbim de Comisia la Veneția și de raportul El Greco. Vă dau un singur exemplu. Pe procedura ad hoc de la Greco, când a venit prima dată Greco pe legile justiției, dacă guvernul român avea observații, trebuia să le trimită în termen de o lună. Și acestea urmau să fie publicate alături de raportul Greco. Deci aveai și poziția Greco, dar avea publicată și poziția guvernului României. România nu a trimis astfel de observații. Adică instituțiile române se mulțumesc să le critice. Asta nu știu. Ministerul Justiției ar trebui să răspundă sau guvernul. Ce vreau să spun este că și de-aia am și inclus acest lucru în proiectul pe care ar trebui, nu eu neapărat, ci cred că un ministru al justiției ar trebui să-l urmărească, de a avea astfel de dialog la nivel instituțional, pentru că așa este firesc, așa este cutuma, așa prevăd și tratatele. La fel, Comisia Europeană, înainte de a publica raportul, trimite un draft autorităților pentru observații. Și din nou este important de văzut dacă au fost trimise astfel de observații, în ce măsură aceste observații se găsesc sau nu în forma finală a raportului. De ce nu știm asta? Pentru că totuși e vorba de guvernul României și de transparența care ar trebui da. Să fie la... Apropo de un alt punct, vizând transparența. Repet, noi am cerut pe 544, nu am primit niciun răspuns de la Ministerul Justiției, deși a expirat de mult termenul care trebuia despre... să răspundă. Da, vorbeați despre acel caz paradoxal al El Greco. Mai aveați și alte argumente legate? Da, un al doilea argument este legat de faptul că în România exista... Și exemplu până la urmă, exista da. La nivelul DNA... un astfel de serviciu care se ocupa cu investigarea infracțiunilor de corupție. Acum lumea spune
Păi nu e vorba doar de infracțiuni de corupție, ci de toate infracțiunile care sunt în competența noi secții, dar în realitate. Astea sunt majoritatea infracțiunilor pentru care sunt vizați judecătorii. Domnul judecător, ăla era bun la DNA. Separat și, nu e bun. Da, tocmai asta. Avem... Iar acolo judecătorii erau agățați pur și simplu cu ani în dosare despre care nici măcar ei nu știau, da? Asta pe de-o parte. În stare în stare latentă. Le luăm pe rând. În primul rând nu știm numărul, numele și experiența celor procurori care au activat la DNA. Din nou le-am cerut pe 544 DNA-ului, a refuzat să ni le pună la dispoziție. Legea 544 prevede legea a primit accesul la informații de informație, transparența până la urmă. Pe de altă parte, în această secție, nu doar că știm cine sunt, dar îi vedem la interviu că se transmite live. Uh-huh. Nu există nicio implicare a politicului, sunt numiți doar de către o comisie constituită de judecători și procurori care fac parte din Consiliul Superior al Magistraturii, unde sunt aleși direct de către Corpul Magistraților. Din coace erau numiți de procurorul șef al DNA, numit prin înțelegerea dintre Ministerul Justiției și președinte. Iar ce mi se pare și îmi asum lucrul acesta foarte greu de înțeles și de-a dreptul revoltător, este de ce se ignoră toate problemele și abuzurile care au existat la nivelul acestui serviciu în ceea ce privește dosarele cu magistrați. Am avut serviciu din DNA în care a fost încălcat secretul deliberării, în care judecătorul a fost chemat la DNA să spună ce a zis colegul la deliberări, când secretul deliberării este sfânt. Am avut judecători trimis în judecată și suspendați din funcție fără ca fapta să fie măcar descrisă. Deci nu te poți apăra de o faptă nedescrisă. Nu poți să probezi un fapt negativ, să spui, tu, parchetul trebuie să spună data de ai făcut asta, ca tu să poți demonstrezi că nu e adevărat. Apoi, au fost judecători anchetați pentru soluțiile pronunțate, inclusiv în dosarele DNA-ului, ceea ce era un conflict clar de interese. Parchetul urmărea o condamnare, nu obțineai, exista această presiune de a se deschide un dosar penal judecătorului. Foștii membri... Asta e de... Dar sunt lucruri care s-au întâmplat. Sunt fapte. E adevărat, s-au întâmplat. Membrii CSM-ului din fostul Consiliul Superior al Magistraturii, spune șeful inspecției judiciare că 9 membri au avut dosare deschise la DNA. Dar nu știm pentru ce fapte, pe ce perioadă de timp au fost deschise, dacă s-au luat măsuri în astfel de dosare și mai ales dacă astfel de dosare au influențat sau nu activitatea acestora ca membrii CSM, pentru că ar fi foarte grav. Deci sunt încă o grămadă de lucruri foarte importante care trebuie lămurite. La care nu avem răspuns. În același timp, prin crearea acestei secții, s-a scos această presiune și avem acum un serviciu mult mai transparent care trebuie să prezinte anual rapoarte de activitate, tocmai pornind de la problemele trecute, unde procurorii trebuie să aibă minim 18 ani vechime, au un mandat limitat de 3 ani și sunt sub controlul plenului CSM. Ei, absolut niciunul din aceste elemente nu apare în rapoartele de care vă vorbeam. Da, e incredibil. Și multe altele. Și da, cele legate de protocoale. Stai că ajungem la protocoale. Da, și acesta protocoale apare așa o notă în raportul Greco. În câte interviuri o să facem, de fiecare dată o să revin la tema asta. O știți foarte bine. Ați făcut nenumărate cereri legate de desecretizare și așa mai departe. Trecem la un lucru care mie mi se pare derizoriu. E vorba de acuzațiile aduse de judecătoarea Adriana Chiș, da, Andreea, care a depus o sesizare la Inspecția Judiciară pentru a vedea dacă ați săvârșit vreo abatere disciplinară în cazul nominalizării la justiție. În fapt, cumva vă ataca invocând un site că v-ați întâlnit cu Iordache, nu? Cam asta era acuzația de fapt. Un ziar ar fi publicat o știre potrivit căruia m-aș fi întâlnit în casa domnului deputat Iordache pentru a-mi negocia mandatul și a stat funcția din Caracal, de ministru. Da. Da. Și am cerut față de gravitatea acestei acuzații, am cerut doamnei judecător Chiș să precizeze exact care este ziarul și care este jurnalistul care a publicat o astfel de știre. Dânsa a revenit spunând că este vorba de site-ul comisarul.ro. Ori acest lucru că este inacceptabil. Nicio semnătură. Deci este un site de fake news care nu doar la adresa mea, ci și la adresa altor judecători sau persoane ținte folosește un limbaj absolut suburban. Inclusiv în articolul respectiv era numită judecătoarea pro-infactori. Ori tu, ca membru CSM,
Să vii să spui că un astfel de site, o astfel de știre este o sursă suficient de credibilă pentru a sta la baza unei sesizări către inspecția judiciară, este un fapt care aduce o atingere gravă reputației mele ca judecător. Motiv pentru care voi și sesiza secția de judecător din cadrul CSM cu privire la acest lucru. Dar este inclusiv o tehnică de manipulare aceasta și de v-ați propagandă. V-ați întâlnit cu Iordache în casa acestuia? Da, categoric nu. Dar nici măcar, că asta este interesant, nimeni din presă nu m-a sunat după ce a apărut articolul acela de pe comisarul să mă întrebe dacă este adevărat sau nu. În schimb, după ședința CSM-ului, că doamna judecător a apărut știri, titluri pe presă și am fost sunată să confirm sau să infirm acest fapt și inclusiv colegi m-au întrebat dacă este adevărat sau nu. Uh-huh. Și deja s-a aruncat o suspiciune vizând un fapt foarte grav, aceea că m-aș merge în casa oamenilor politici să negociez funcții. Este un lucru foarte grav, fals și, repet, voi face o cerere la CSM pentru apărarea reputației. Păi și în sufragerea lui Oprea nu era în casa unei persoane și se negocia viitorul României pe următorii maxim 37 de ani. Asta apropo de diferența de abordare în funcție de persoană, nu de fapte. E adevărat. Spuneți, bineînțeles, asta se face dintotdeauna și nu putem să acum să închidem vreodată acest subiect. Dacă vreți să mai spuneți din punctele, din cele 12 obiective cu care veneați și o să veniți până la urmă la Ministerul Justiției, eu cred asta. Există mai multe și sunt câteva cu adevărat sensibile. Dincolo de... Este problema veche în care s-au împiedicat toți ministrii justiției a dosarelor SIPA. În urmă cu 2 ani, ministrul... Arhiva secretă, să spunem, a Ministerului Justiției. Da, în perioada în care, la nivelul Ministerului Justiției, funcționa un serviciu secret. Era categoric un serviciu secret, dar care nu era sub controlul nimănui, nu era sub control parlamentar. Această arhivă care a generat foarte multe legende, suspiciuni de șantaj a judecătorilor, de adunat informații compromițătoare vis-a-vis de aceasta, se află în continuare la Ministerul Justiției. Iar problema a fost desfințată, cred că în 2006 sau 2008, oricum de mai bine de 10 ani. Ministrul Toader, în urmă cu 2 ani, a dat o hotărâre prin care urma să fie reinventariat arhiva SIPA, să se declasifice, să se schimbe nivelele de clasificare, să fie predate diverselor autorități. Urmând ca semestrial să fie publicate, să fie făcute rapoarte și publicate sintezile acestora pe site-ul Ministerului Justiției. Au trecut 2 ani de atunci, ar trebui să existe minim 4 rapoarte. Termenul pentru finalizarea operațiunilor este de 3 ani. În curând se îndeplinește și acesta și noi tot nu avem nicio informație. Iar problema asta este nu doar o pată neagră pe istoria recentă a justiției, ci este o atingere adusă independenței ei în sensul profund al termenului. Adică chiar trebuie să știm ce a făcut acest serviciu. Sunt convins că ați făcut și o să faceți asta când ajungi la Ministerul Justiției. Sunt convins de asta. Da. E nevoie de transparență pentru că știm foarte bine. Da, vă rog. Trebuie mai departe în perioada comunistă. Că asta era un lucru important pe care am spus, acela de a deschide arhivele care se află la Ministerul Justiției. Comuniștii a fost bun, doamna. Da, am condamnat comunismul. Capitaliștii erau. Mai puțin partea pe justiție. E adevărat. Da, pentru că necunoscut... Dar știți foarte bine că tot ce era în dosare probabil că a fost valorificat la nivel informativ pentru șantajarea judecătorilor. Asta e clar. Acest lucru trebuie verificat și văzut și stabilit odată. Este adevărat sau nu asta? Dar, repet, toți miniștrii care s-au perindat la cârma Ministerului Justiției au eșuat în rezolvarea acestei probleme, fapt care naște, sigur, din nou alte întrebări. De ce? Mai departe, obiectivele noastre, unul singur mai spuneți. O să mai vorbim despre asta. Unul la care țineați foarte tare și era important pentru ideea de justiție în România. Revin la ce am spus exact, la transparența justiției. Există și am insistat noi, ne-am bătut foarte mult în Parlament pe legile justiției pentru un articol care pare destul de simplu și anume că toate actele, informațiile, actele încheiate între instituțiile statului care privesc sau afectează justiția sunt informații de interes public. Și trebuie. Și trebuie, spune Curtea Constituțională, dacă sunt clasificate, imediat ce legea intră în vigoare, trebuie declasificate. Corect. Iar acest lucru nu s-a întâmplat nici la nivelul CSAT-ului, nici la nivelul celorlalte protocoale care au fost încheiate sau desecretizate
4 protocoale, dacă nu mă înșel. Dar mai sunt și dar actele. Au rămas secretizate, de exemplu, actele de denunțare a protocolelor. Ni s-au spus că au fost denunțate, dar nu a văzut nimeni încă actul prin care a fost denunțat. Și care și el a trebuit făcut public. Public. Protocolul din 2009 venea în continuare altor protocoale din trecut, care în continuare sunt secretizate. Inclusiv SIE, de exemplu, a avut încheiat un protocol cu parchetul de pe lângă în alta curte. Ne-au răspuns tot așa la o informație care nu știm ce cuprinde. Da. Deci pentru că toate actele trebuie trece foarte repede publice. Timpul și sunt atâta de discutat. O să vă mai pun câteva întrebări și v-aș ruga să răspundeți pe scurt la ele. Pentru început, vă rog să-mi spuneți 10 măsuri luate în ultimii 15 ani de instituțiile statului care au afectat justiția și statul de drept. Spuneți-mi 5, că 10 deja sunt multe, cu toate că sunt. Da, vin în contra... Protocoalele, lipsa unei autorități de interceptare aflată sub control civil și instituită prin și aici lege. Mi se pare incredibil, am aflat astăzi, am discutat puțin înainte despre asta, că era una dintre temele discuției de astăzi, că nu există această instituție de ascultare a telefoanelor, vorbind de mii și mii de convorbiri, bani cheltuiți milioane, zeci de milioane, nu există un control civil asupra acestei, nu știu cum să-i spun, acestei, cum se cheamă aia, măgăoaie, lighioană. Nu există o lege de înființare a ei, că de aici pornim. Dar ea a fost înființată fără să există o lege. A fost înființată printr-un act clasificat ca să se crede stat de către CSAT, după care abia prin ordonanța 6 dată de ministrul Prună a fost adusă cumva la lumină și a spus că ar trebui să fie verificată deci nu știe de către nimeni. Judecători. Dar nu are un act, iar actul de înființare a această hotără este în continuare secretă. Și o chestie militarizată, practic, această instituție de ascultare. Este militarizat. Bun. Și se află sub autoritatea. Cum se poate face, dacă dumneavoastră ați venit mâine, ministrul Justiției, da? Ce ați face sau ce ați putea să faceți din poziția noastră pentru ca această instituție, cum se cheamă exact? Autoritatea Națională de ascultare Centrul Național de Interceptare. Ca această Centru Național de Interceptare să intre în legalitate. Ce ați face? Păi primul lucru ar trebui desecretizată hotărârea prin care centrul a fost înființat. Conform Constituției ar trebui mâine desecretizată. Ar fi trebuit ieri desecretizată. Mă rog, ieri, da, ieri, după astăzi, mâine. După care a făcut un proiect de lege vizând înființarea prin legea acestui centru și trecerea lui sub autoritate și sub control civil până la urmă, al Parlamentului și sigur sub control jurisdicțional. Care sunt articolele de lege declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională, articole din coduri și așa mai departe, care încă nu au fost modificate conform deciziei Curții Constituționale. Deci ar trebui o emisiune numai. Păi nu, pe dar toate. Trebuie să vorbim despre ele, că există și asta e de cât? De vreo 2 ani, cred că, da? Există și o serie, o paletă foarte largă pe codul de procedură penală. Pe codul de penal există... Doamna Gărbovan, cum se poate asta? Eu aștept încă și cred că urmează să se motiveze în curând decizia Curții Constituționale. Ultima decizie a Curții dată în materie penală. Pentru că din comunicatul dat de curte rezultă inclusiv acest lucru că Parlamentul nu și-a îndeplinit obligația de a pune legislația penală practică în acord cu decizia curții și acolo se va face probabil un rezumat al tuturor. Când va trebui să vină asta? Când a trebuit să vină? Curând. Curând. Este, da, este. Dar câți ani au trecut de când Curtea a declarat neconstituționale toate aceste articole? Ei, au fost zeci de decizii ale Curții Constituționale, de exemplu. Care n-au fost puse în practică. Și un subiect pe care toată lumea se ferește să-l discute, cel privind abuzul în serviciu, unde avem o problemă foarte mare, iar decizia Curții Constituționale nici nu mai țin minte de când e prima dintre ele. Au fost două. Pe înainte de 2016, cred, nu? 2017, cel puțin. Da, cred că da. Cred că da, pentru că asta, țin minte, nu a fost reglementată nici prin ordonanța aceea de urgență a guvernului Cioloș. Care sunt protocoalele semnate de SRI și instituții, cum ar fi parchete, ministere, instanțe de judecată, care încă sunt în vigoare? Există? Nu știm. Nu știm pentru că nu știm pentru că, așa cum am spus, sunt desecretizate. Nu au fost desecretizate, o să-și asumă. Uite, SRI-ul, SIE, CSAT-ul, acestea sunt toate, da? Da, dar încă nu s-a spus asta, nu s-a făcut. Ce s-a întâmplat cu acele protocoale care au fost declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională?
Vorbim de protocoalele... Din 2009 și din 2016, da. Încheiat între parchet, practic nu protocoalele au fost declarate neconstituționale, ci a existat un conflict între autorități. Instanțele au început să ceară în baza hotărârii Curții Constituționale, în toate dosarele, dacă acte de procedură au fost îndeplinite sau nu de către SRI, iar consecința este a excluderii probelor obținute de către SRI. Măcar asta se aplică. Da. Să schimbăm un pic registrul. Ar fi mai bine ca procurorii să nu mai aibă calitatea de magistrat? Ar fi mai bine să existe două consilii superioare diferite, unul pentru judecători și celălalt pentru Consiliul procurori. Consiliul Superior al Magistraturii Judecătorilor. Consiliul Superior al Judecătorilor, Consiliul Superior al Procurorilor, pentru că nu mai exista confuziunea între rolurile celor două. Oricum, mă profit de întrebare să punctez, apropo de mult culitele legii ale justiției, că s-a făcut această separare a carierelor prin modificările aduse legilor justiției și a fost un lucru cerut de către tribunale, curs de apel și asociațiile profesionale de UNJR și AMR în special. Un punct foarte, foarte important. Adevărat. Au fost declasificate toate actele secrete care influențează administrarea și funcționarea justiției? Categoric nu. Și mai mult, există un raport al Inspecției Judiciare făcut pe baza acestor protocoale, cum au fost implementate la nivelul parchetelor, care are, dacă nu mă știu, 19 anexe secrete. Raportul Inspecției Judiciare acum are aceste anexe secrete. Apropo de cât de departe suntem încă de normalitate. De normalitate și da. Președintele Iohannis are un slogan că pentru că vrea să fie, să avem parte de România. Și eu vreau o Românie normală. Și o Românie normală este cea în care justiția este transparentă. Eu vreau o România normală, dar să fie altfel decât asta normală de acum, pe care și-o dorește președintele, că dânsul totuși e de 5 ani președintele României. Ce ne puteți spune despre hotărârile CSAT care au privit justiția? Câte sunt? Când vor fi declasificate? Sunt cel puțin 4, pentru că sunt hotărârile care apar în preambulul protocoalelor desecretizate, așa am aflat și noi de ele. O parte, de exemplu, celebra hotărâre a XAT-ului 17, prin care corupția a fost trecută ca amenințare la adresa Securității Naționale, nici măcar nu apare ca fiind clasificată, însă CSAT-ul refuză să o publice sau să o comunice. Nu știu când. UNJR are un litigiu încă pe rolul instanțelor vizând exact aceste hotărâri ale CSAT-ului și așteptăm și noi o hotărâre definitivă. Uniunea Națională a Judecătorilor din România a propus CSM ca racolarea sau tentativa de racolare a magistraților, asta mi se pare o propunere absolut incredibilă. Deci, UNJR a propus încă o dată CSM ca racolarea sau tentativa de racolare a magistraților de către servicii să fie pedepsită cu închisoare de la 5 la 10 ani. Da, așa și este. Astfel de propunere a fost trecută la inițiativa UNJR-ului în legea 300 asta și trecută printre obiective. Da. Multe lucruri pe care le-a susținut de-a lungul timpului. Această prevedere este lege în momentul de față, este în vigoare. A fost adoptată de Parlament. Când? În procedeul de adoptare a legilor justiției. A fost un amendament. Când se întâmplă asta? Acum 2 ani. Acum 2 ani. În comisia, celebra comisie Iordache, în care s-au modificat legile justiției, UNJR a venit cu acest amendament în articolul ce viza ofițerii acoperiți de a se pedepsi această racolare. Pentru că deja ai o altă responsabilitate. Nu se duc judecătorii, procurorii și alții să se propună. Dar ce se întâmplă cu cei care au fost racolați până acum? Există obligația fiecărui judecător și procuror de a da anual o declarație că nu sunt colaboratori sau ofițeri acoperiți. Conform modificărilor aduse legilor justiției, CSAT-ul are obligația de a verifica la cererea oricărei persoane interesate, iar rezultatul verificărilor poate fi atacat în instanță. Cum a rămas cu fostul procuror general? Figură de tristă amintire, dacă îmi dați voi acest pseudonim. Președintele l-a ținut în brațe până în ultima clipă. Apropo de cum nu v-a numit pe dumneavoastră, e foarte important pentru mine. Da? Pentru că nu v-a numit, acuzându-vă că nu împărtășiți același idealuri și așa mai departe, dar cu domnul procuror general a împărtășit același idealuri până în ultima clipă. No comment sau care ar fi răspunsul? No comment. Acum nu pot să
comentez aprecierile președintelui, dar când ați spus de fostul general, să știți că m-a dus în primul gând la Tiberiu Niță, care săracu. Vă folosim cuvântul trist. L-au rezolvat, l-au sacrificat pe altarul. Și din nou mi se pare absolut nedrept să nu vorbim despre un astfel de caz, pentru că îți arată vulnerabilitatea unui magistrat și are o funcție de conducere în fața, din nou, a dosarelor făcute în această modalitate. Da. Mm-hmm. Și a fost un caz concret care nici măcar acesta nu apare în rapoartele europene. E adevărat. O să vă las să comentați ce a spus dumneavoastră în un interviu. Mie mi se pare atât de important lucrurile astea. Vorbim foarte des de ascultări și știți că întotdeauna oamenii ce zic, oamenii de rând și numai lasă Dumnezeu să asculte. Să ne asculte, noi nu avem nimic de ascuns. În legătură cu asta, dumneavoastră spuneți un lucru atât de important din punctul meu de vedere. Ar trebui afișat, cred că, să nu exagerez, în casa fiecărui om, dar în casele politicienilor, ale jurnaliștilor, ale judecătorilor, ale procurorilor, ale tuturor oamenilor care fac parte din instituțiile de felul ăsta în statul român. Spuneți așa, am auzit în mod repetat argumentul: nu mă deranjează că sunt supravegheat pentru că nu am nimic de ascuns. Și spuneți, acest argument denotă un dispreț și o neînțelegere crasă a unui drept fundamental ce stă la baza unei societăți sănătoase, și anume dreptul la respectul vieții private. Aici mă bat cu dumneavoastră până în pânzele albe pentru dreptul ăsta. Să ne reamintim că SRI este în cele din urmă un serviciu secret controlat politic, cu un director numit politic, uităm asta adeseori, și o strategie adoptată tot prin consens politic, aflat în coordonarea unui consiliu format din membrii ai puterii executive. Da, ziceți atât de bine apropo de chestiunea asta și aș vrea să mai spuneți cu câteva cuvinte legate de asta. Eu cred că oamenii nu înțeleg nici la nivel personal, nici la nivel de stat consecințele unei astfel de posibile interceptări în masă a cetățenilor. Și de aia este important să avem această autoritate sub control civil și scoasă la iveală. Faptul că SRI-ul punea în executare mandatele de interceptare și făcea transcriptul, dădea acestora posibilitatea de a colecta el însuși toate aceste date. Asta face un serviciu de informații, adună informații. Așa s-a dat posibilitatea SRI-ului la o masă imensă de informații la care altfel nu avea acces. Ei, dacă în cadrul unui proces verbal judecătorii verifică legalitatea interceptărilor, pe urmă se dispune distrugerea lor, se poate verifica. Și informațiile bănuiesc au rămas acolo. Asta nu știm. Asta vreau să spun. Nu știm. Dacă la parchete ai control și verificări, știm. Dincolo nu știm. Că dischetele au dispărut în cazul Alro. Da, vă rog, continuați-vă ideea. Veți rămâne președinte UNJR după tot ce s-a întâmplat? Voi discuta lucrul acesta în primul rând cu colegii din asociație și urmează să avem în curând. Păi ar fi păcat discuție. Pentru că vocea dumneavoastră nu s-ar mai auzi, că doar în calitatea judecători, sunt mulți judecători care nu spun. Vă gândiți, de exemplu, dacă va veni momentul și veți fi din nou nominalizată sau propusă la Ministerul Justiției să acceptați? Acum este acum. Atunci? Va fi atunci. Voi decide atunci în funcție de circumstanțe. Cred că sunteți o luptătoare și mi-a plăcut foarte tare faptul că a spus despre nominalizarea noastră, că ați primit-o în momentul cel mai greu și asta v-a motivat și mai tare să acceptați. Asta mi s-a părut un răspuns al unui om care este prin structura lui luptător. Eu cred că tot ce am făcut în ultimii arată lucrurile astea, dar asta cu asupra de măsură. Da, este un lucru simplu până la urmă, pentru că dacă crezi cu adevărat în justiție și în dreptate, nu ai altă cale, nu poți să închizi ochii și să te prefaci că realitatea din jurul tău nu există. Doamna Gârbovan, mulțumesc mult pentru participare la o ediție specială. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Și vă aștept și vă rog să acceptați ca să fie prima emisiune în calitatea dumneavoastră de ministru al justiției la care să participați. Eu cred că vor fi altele până atunci. Până atunci, da, dar vreau ca emisiunea să fie prima emisiune la care participați în calitate de ministru al justiției. Am fost foarte clar. Dacă va fi cazul, sigur că Va fi cazul și eu sunt convins că va fi cazul. Mulțumesc mult, Marius Tucășou, la Smart TV, transmisie direct pe mediafax.ro. Țineți aproape.